Cele mai ieftine jocuri doar pe instantgaming.com. Clic pe linkul din descriere. Hei, salutare! Bine, v-am găsit la un nou video. Plecăm de la descărcarea care ați văzut-o în videourile trecute. Acolo am pus un video la randat. Poarta și să nu luăm nici ăla de acolo. Aici e un pic dificil că nu prea știu ce vine din partea aia. Sper eu să nu vie nimic, pentru că nu prea văd. Nu pare să fie nimic. Bun, hai să se dea bătaia asta, să-mi dau și-o jos vesta, că e destul de cald. O las aici, că oricum eu trebuie la următoarea descărcare, încărcare, pardon. Asta trebuie să-mi dea voie, asta la altul nu a putut să mă aștepte. Așa. Mersi, tanti. Vedeți și voi ce urât e aici? Da, păi să ieși plin de aici, păi de capul meu. Să ieși cu 24 de tone în curba asta aici. Foarte cald afară, 34 de grade, să descarci lateral, e nasol. Ops, așa. Mergem să încărcăm din nou sticlă din Sabadell. Ui la asta. Shumi, lasă-o mai ușor, drage, că intri sub roțile mele. Mergem să încărcăm sticle din Sabadell. Nici nu știu ce să mai fac. Să mai filmez acea cursă. Numai ce v-am postat videoclipurile din orașul ăla. Cred că mă și înjurați la cât filmez orașul ăla, așa-i? Da, bine tu. Uite, un man seamănă cu oameni. 150 de metri, încadrați-vă pe banda stângă. Așa, 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 așa. Se dăm bătăiță. Banda stângă, zicea, nu? Da, Girona. Dăm spre Gironița. Încadrați-vă pe banda stângă. Eu uite ce cald e, hai clima, fă ceva. Dă-mi un semn că mai poate cald. Ce bine că suflă rece, doamne. O, băi, oprește semnalizare. Du-du-du-dum. Ușor, tu e bună. Nu te crezi. Am ce zice Ioana, că am depășit limita de viteză. Tu chiar nu vrei să o asculti? Foarte cald afară. Am vreo 40 de kilometri până la următoarea, adică până la încărcare, nu următoarea, că acum a fost descărcare. Și acolo încarc două laterale, uai de capul meu, mă omoară căldura și decoperterile astea mă omoară. Ce încarc, mă duc, cred că și mă opresc chiar la Hunchiera.
Că numai apoi mâine am încărcarea, eu program descărcarea, pardon. Eu am programul de mâine în 9 ore ajung exact în față la firmă. V-am făcut un live din față de la firmă de acolo atunci seara când am ajuns la descărcat. Să-i săptămâna trecută chiar am fost acolo. Și ajung acolo, mă parchez. Mâine după masă. Eu încerc să văd dacă mă descarcă. Am numai apoi mine la 11. Vă dați seama, la 11. Da? Deci eu o să mă duc mâine după masă când ajung pe la 2, 3, nici nu știu la cât ajung. Dacă ajung la 3, mă duc degeaba, că e la 3 pleacă acasă. Dacă ajung pe la 1, 2, parcă poate aș avea noroc. Dacă nu, o lăsăm pe poi mine și asta este. Am vrut că dacă descarc mâine, poi mâine dimineață sunt liber și pot să mă duc direct la încărcare, nu mai întreabă cu nimic. Așa, nu-i bine, nu-i stres. Săptămâna asta oricum va trece foarte, foarte greu pentru mine, pentru că e ultima săptămână înainte de concediu. Și adică deja fluier. Și mă ia stresul să-mi calculez timpul, cum să ajung, să parchez camionul, să vin la autocar, drumul spre casă. Vreau să fac de asemenea un anunț. Dacă vă uitați și voi un pic pe hartă, luați și voi Google Maps și uitați-vă de la Sebeș. Eu îmi iau mașina mică și mă duc Sebeș, Alba. Nu știu sigur dacă trec până prin Teiuș, cred că tai un pic drumul pe acolo pe la Coșlariu. Deci Sebeș, Alba, hai să zicem că o tai prin Coșlariu să nu mai ocolesc. Plaj, Mediaș, Sighișoara. Faceți și voi un pic traseul ăsta și vedeți care stați prin zonele pe unde trec eu. Putem să ne întâlnim la o cafea, la un suc, la ce vreți voi. Chiar astăzi mi-a scris un abonat că el stă în Blaj și e posibil să ne vedem când mă duc spre casă. Pentru că în ziua când mă duc eu acasă, soția va fi plecată la sora ei pentru că trebuie să o ajute la mici treburi pe acolo prin casă. Și nu mă grăbesc spre casă până se întoarce soția pe după masă, cam pe atunci vreau să ajung și eu acasă. Nu de alta, dar eu nu mai am cheia de la casă la mine, eu n-am luat cheia cu mine. Să nu-i por și la aia grijă. Da, deci practic stau la mâna soție. Dacă ea mă lasă să dorm afară pe preș sau îmi dă drumul în casă. Da. De asemenea, care stați prin Sighișoara, puteți să ne întâlnim aproape în orice zi după ce vin acasă, pentru că pe acolo prin oraș imediat mă sui în broscuța mea și am venit. Nu știu sigur dacă o să mă duc la Lupeni luna asta, adică tura asta de concediu. Nu știu sigur dacă mă duc la Lupeni. Ceea ce știu e că e posibil să mă duc la Brașov. Deci care sunteți din Brașov, e posibil să vin până la voi. Trebuie să-mi pun geamuri fumurii la mașină. În Sighișoara nu sunt servisuri care să... Uite, bă, dar nu te dea un pic mai încolo, mă, și ai asta goală, mă, fițar mașina să-ți fie. Așa. Da, am găsit un service în Brașov, mi-a spus un coleg de muncă de el și ăsta acum îi dă drumul la mașină. Păi, da, normal. Se putea să nu fie el bulangiu, să o lase acum la 90.
Vedeți și voi, ăștia sunt spanioli. Acum el o lasă peste 90, că eu am 90. O lasă peste 90 numai ca să nu-l depășesc eu pe el. N-am cuvinte să-l înjur pe ăsta. Asta e. A, e lituanian. Da. Se explică totul. No comment. Da, și cum spuneam, mă duc la Brașov să-mi pun folie pe geamuri, pentru că în Sighișoara nu este care să pună folie omologată. Și așa că trebuie să mă duc la Brașov. Și posibil să ne întâlnim pe acolo. Vedem. Până atunci mai stabilim, poate facem și niște car vloguri de acasă. Bineînțeles că vor mai fi videoclipuri și de pe camion până atunci. Dar am spus așa ca un anunț. Oricum, ca să fiți la curent cu toate chestiile astea, pe unde o să umblu eu prin țară și ce o să fac, aveți în descriere pagina mea de Facebook, grupul meu, unde putem comunica mult mai ușor. Puteți să dați mesaje pe pagina de Facebook ca să ținem o legătură mai bună. Prin comentarii eu vă răspund, dar comentariile trec. Eu nu mai pot să verific comentariile după ce se adună foarte, foarte multe. Dar dacă lăsați un mesaj pe pagina de Facebook, ăla rămâne acolo pe veci. Da. Până atunci, toate cele bune, eu vă las. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru că ați fost alături de mine până la aceste minute. Vă salut cu respect și grijă de voi. Ciao.